dacă am avut norocul să pot edita cu entuziasmul pe care domnul Gabriel Liceanu l-a arătat pentru această carte, Povestea Maicii Domnului de Ion Pilat, care este o ediție unică în sensul că niciodată până acum nu a apărut ilustrată cu vinietele soției poetului, pictorița Maria Pilat Brateș. Bunica mea a făcut aceste ilustrații la poemele soțului ei după moartea poetului, iar asta s-a întâmplat în 1945 și ilustrațiile vin ca un exercițiu de culegere, de spiritualitate și chiar de doliu al pictoriței pentru soțul pierdut. A urmat o perioadă în care aceste ilustrații nu au putut acompania nici de cum ciclul de poeme, Povestea Maicii Domnului, care a fost reeditat abia după Revoluție. Dar acum este prima dată că cei doi soți sunt împreună în această carte și, cum îi spuneam Oanei Bârna, bună la editoare, trăiesc o bucurie dureroasă pentru că sunt, am privilegiu să fiu martora acestei stări împreună a celor doi artiști care nu mai sunt, dar care totuși dăinuie prin ceea ce au creat. Oana Pelea, care mi-a făcut bucuria să vină aici și să fie cu noi, poate ne va citi din acest volum.